În zona cimitirului din cartierul Grui, mai mulți câini comunitari au găsit condiții propice conviețuirii în haită. Aceștia profită că o grădină din apropierea ghenei de gunoi este împrejmuită de un gard și se adăpostesc aici. Atât resturile menajere, cât și hrana dată cu bună știință de către locatarii din blocurile apropiate sunt la discreție, ceea ce face ca numărul patrupedelor să crească semnificativ de la o lună la alta. Toată ziua câinii cară gunoiul în stradă, lăsând în urmă o mizerie de nedescris, fiind zilnic adunată de către muncitorii de la edilul. Așa cum v-am prezentat într-o ediție trecută a jurnalului, sârma ghimpată și cele câteva babe de lemn care împrejmuiesc grădina unui cetățean permit acestor câini să se adăpostească, fiind feriți de reprezentanții asociației Anima, care deseori au încercat să-i prindă pentru a-i steriliza. Libertatea din grădină, dar și faptul că numerul lor crește semnificativ, i-a făcut pe câini să se comporte ca o haită din sălbăticie, atacând deseori trecătorii. Această problemă a fost ridicată ieri și de Anca Dumitrescu în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Câmpul Lung. Nu știu de ce au devenit agresivi, că spuneau locuitorii că până acum au coabitat din nou pe urmă, ar mai fi foarte vrei, că nu începe să se adună ce se adună. Trebuie să revin o soluție pentru că e o zonă de infecție și toată lumea e. Chiar dacă gunoiul este ridicat zilnic, viceprimarul municipiului este de părere că și populația din zonă ar trebui să arunce gunoiul în containere și nu pe jos, precum și ușa ghienei să fie în permanență închisă. Ca să punem gunoi și să tragem capacul la o tomberă, ca cei câini să nu poată să mai tragă, ține efectiv de educație și să nu aruncăm lângă tomberă, eu știu, punga de gunoi, menajer și câinii să nu păște. Și cei care fac așa ceva, dacă nu au bani să vină să ducească în folosul de tomberă, nu înseamnă că nu au venit. În niciun stat din lume nu s-a făcut bună voință și cu conștiință.